Deci, atunci suntem din nou în direct. Am arătat problema asta, să spunem, cu găsirea punctului de masă în interiorul unui triunghi în care, deci, produsul AP ori CP ori BP este maxim, deci este totuși dificilă, deci eu l-am criticat acolo. Într-un reportaj, că nu prea le avea, nu le avea, dar aici v-am spus cum se merge prin niște elipsii, unde suma e constantă și se vede când e produsul, să spunem maxim, se găsește o direcție a mediatoarei de maxim și se face un 3 points. Sistem, deci un sistem de 3 puncte, să merge prin minimizarea pătratului acestui produs. Și bineînțeles, trebuie obținut aici să faci o simetrizare a punctelor, deci la început e 6, să spunem, segmente care se apropie cumva spre mediatoare. Despre punctul de intersecție a mediatoarelor. Când se fac simetriile astea, se vede cumva cum se apropie de mediatoare și cum intră, deci nu-i trasă din mustăți. Cum spuneau foarte mulți atunci, inclusiv profesorul ăsta Dumitreasa, deci Dumitreasa nu a avut talent niciodată la geometrie. Deci nu avea nimeni, cum am spus eu, nu avea nimeni talent, după aia tu ești logat, s-a pus la celule, nu, așa cum vă spun că s-au făcut atunci când am împărțit unghiul în 5 părți egale și luând niște corespondențe de astea antidreflexe, s-o obțin din nou triunghiuri echilaterale, ca și la teorema lui Morley. Deci logat, nelogat, celule n-avea nimeni în talent, asta vreau să vă spun. Și, bineînțeles, ce a făcut omul ăsta, deci l-am ajutat să facă și o carte, că totuși trebuia să depășească țițeica. Țițeica, am spus încă o dată, este depășit de mult, deci merge undeva spre anul, să spunem, 1700-1600, deci probleme, să spunem, de concurență, de colonialitate, lucruri în legătură cu studiul pânzilor, să spunem, la navele astea cu pânzii, cum se fac legături, cum se trag pânzile astea mai ușor.